Poate cineva, spune cuvântul Domnului, poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Sunt situații în care oamenii se ascund, cred că sunt ascunși și nu-i vede nimeni. Spune cuvântul Domnului în Obadia, la toți oamenii care lucrează pe ascuns. Deci Obadia este cuvântul Domnului pentru toți oamenii care lucrează pe ascuns în inima lor sau fizic. S-ar putea să fie o ascunzătoare a unui om în inima lui sau fizic, spune cuvântul Domnului, prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând, sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Este Domnul față de care nu se poate ascunde nimeni. Și este un sol al Domnului pe care Domnul îl trimite la Edom, spune cuvântul Domnului. Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit, spune Domnul, la acea inimă de om care lucrează ascuns și care ascultă acest video, nimic, nicio mișcare în viața noastră nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, spune Domnul. Mândria ta, tu care asculți acest video, mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor. Este și o posibilitate ca omul să se ascundă fizic, să nu-l vadă alții. Deci lucrează de acolo prin alții sau Domnul știe cum se ascunde un om într-o crăpătură, într-un loc fizic. Și domnești în înălțime, deci s-ar putea să fie oameni ascunși fizic și totuși să lucreze prin alții, să domnească, a domni, a trimite pe alții, dar el să rămână ascuns. De aceea tu zici în tine însuți, spune Domnul acelui om care ascultă acest video, nimic nu este la întâmplare în viața noastră, orice cuvânt trece sub ochii noștri nu este o întâmplare. Din milioanele de video pe care le putem vedea, când ne apare ceva sub ochi, nu este o întâmplare. Spune Domnul, tu domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Deci, se întâmplă să fim ascunși bine, să nu fie acces din partea cuiva la noi și să spunem, cine mă va arunca la pământ? Și o poziție mare, o poziție atât de mare încât nimeni nu ne poate atinge pentru că avem autoritate. Spune Domnul, dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, spune Domnul acelui om care ascultă acest video, nu este nimic o întâmplare. Tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Credem că omul limitat poate să facă totul. Și totuși Domnul spune astăzi, tot te voi arunca și de acolo, zice Domnul. Spune Domnul acestei persoane care ascultă acest video astăzi un cuvânt pe care Domnul mă oprește să-l aduc ca și martor al Domnului. Domnul trimite astăzi să spun un cuvânt din Obadia unui om pe care numai acel om, inima acelui om, acest cuvânt îl poate înțelege. Domnul m-a oprit pentru acest text spunând, dacă ar fi fost de față la sfatul meu acel sol, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor rele. Deci Domnul trimite soli cu cuvântul. Domnul trimite soli cu cuvântul și numai acel cuvânt va găsi sens în inima acelui om după faptele lui, pentru că Domnul se justifică inimii mele, spune Domnul,
Sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, și nu sunt eu și un Dumnezeu de departe. Da, s-ar putea să vină un om cu cuvintele lui de la Domnul, dar Domnul astăzi spune, astăzi, sunt eu numai un Dumnezeu de aproape, nu sunt și un Dumnezeu de departe. Deci Domnul cu cuvântul din înălțimea unde se află Dumnezeu, vorbește acestui om, spune cuvântul lui Dumnezeu acest test. Dacă ar fi intrat la tine, tu care asculți, dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustit? Ar fi luat ei, spune Domnul, ar fi luat ei mai mult decât ar fi putut de la tine. Dacă cineva ar intra în casa ta să-ți fure, crezi tu că ți-ar lua mai mult decât pot duce ei? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niște struguri, niciun strugure pe urmă din via ta, din serviciul tău? Dar sunt oprită să explic. Deci, dacă ar fi venit la tine niște culegători de vie, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă, spune Domnul acestei inimi care ascultă acest cuvânt. Vai, spune Domnul, ce scormonit este Esau, cum i s-au descoperit comorile. Deci cât de ascunși putem să fim pe pământ, mai devreme sau mai târziu va veni un sol și ne va descoperi și locul și ceea ce este în inima noastră. Vai, ce scormonit este Esau, cum i s-au descoperit comorile. Tot ce-i uniți cu tine, tu care asculți, tot ce-i uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. S-ar putea să avem prieteni, să avem colaboratori de servici, familiari, s-ar putea. Și într-o zi, prietenii noștri să ne înșele. De ce? De ce prietenii noștri să ne înșele? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru este descoperit inimii mele și în viața mea, spune Domnul. Cum ai făcut? Acesta este răspunsul. De ce prietenii ne înșeală la un moment dat în viața noastră? Cum ai făcut? Așa ți se va face. Dacă ai înșelat tu, vei fi înșelat. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Deci nu este nicio faptă pe pământ care să nu se întoarcă, spune cuvântul Domnului și explică mult mai bine cum am putea face să înșelăm pe fratele nostru, pe colaboratorul nostru. Oare zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele Esau? Are Domnul putere atât de mare încât poate pierde și priceperea și înțelepciunea? Un om poate să se găsească într-un moment din viața lui când nu mai înțelege nimic, să fie într-o confuzie mare. Are Dumnezeu și această putere. Vitejii tăi temane se vor spământa pentru că toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Din pricina, și explică Domnul, de ce ți se face astăzi așa? De ce prietenii tăi acum te înșeală? Pentru că ai făcut și tu la fel. Ce ai făcut tu? Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău, Iacov, a venit un frate la tine și Domnul îl cheamă Iacov. Tu vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna, pentru un frate de-al tău care a venit la tine, Iacov. Căci în ziua când stăteai în fața lui, tu, care stăteai în fața acestui frate, Iacov, în ziua când străinii luau averea, deci a venit un frate la tine și ai văzut cum niște străini îi iau averea, deci acel frate avea ceva deosebit, avea un dar, avea ceva deosebit și tu ai văzut cum alții vin și se poartă cu silnicie și iau averea, îi iau acel dar. Când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei, s-ar putea să vină un sol al lui Dumnezeu chiar printr-un om, pentru că așa începe Obadia. Noi am auzit o veste, a venit cineva și a spus o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând, sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. Vine un frate cu avere mare și cu putere mare și noi
Vedem că alții îi iau averea și ne dăm de partea lor. Ia această avere, ia această putere, ia acest dar, caută să-l doboare pe acest sol al lui Dumnezeu. Spune Domnul, nu trebuiai să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui, nu trebuiai să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuiai să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Ai văzut acel frate în strâmtorare, ai văzut acel frate în nenorocirea lui și te-ai bucurat și ai luat putere și ai vorbit. Te-ai comportat cu semeție pentru că ai avut putere când ai văzut pe fratele tău doborât și cum alții îl doboară și se poartă cu silnicie cu acest om, cu fratele ăla care a venit la tine. Nu trebuia, nici nu trebuiai să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. S-ar putea, că cine s-a purtat cu silnicie față de solul Domnului, a intrat în casa Domnului. Nu trebuiai să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuiai să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădirii lui, prăpădului lui. Și nu trebuiai să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. S-ar putea să fi luat de la el, din averea lui, din știința lui, din mesajul lui care îl aducea. S-ar putea să fi luat, să fi dat la alții. Dar Domnul spune, te-ai semețit și te-ai bucurat când l-ai văzut, doborât și la pământ, doborât de alții. Nu trebuiai să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuiai să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. S-ar putea că nu numai pe el, și pe alții, fugari ca el. Că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Vine ziua Domnului, da, se săvârșesc aceste fapte. Vine fratele nostru Iacov. Vedem că are un dar de la Domnul și ce facem? Vedem că este doborât de alții, vorbit de rău de alții, pus în situație de silnicie față de alții și ne bucurăm. Și ne bucurăm de acest lucru. Dar Domnul spune, este o zi pentru fiecare când vine Domnul. Cum ai făcut, așa ți se va face, căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Pentru orice om este o zi. Este o zi pentru orice om. Ziua Domnului este acea zi când Domnul vine la noi să ne spună, cum ai făcut, așa ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci după cum ați băut paharul mâniei, v-ați mâniat pe Iacov. Pentru ce avea el, pentru avuția lui, pentru că a vorbit, că a venit la Edom din partea Domnului. Dar Domnul spune, ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele meu cel sfânt. Tot așa toate neamurile îl vorbea necurmat, la fiecare om. Fiecare om va răspunde pentru felul lui în care s-a purtat cu Iacov. Vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului, el va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Acest om care a venit cu acest mesaj le va avea înapoi, le va avea chiar dacă a suferit silnicie din partea celor care au și intrat. Au intrat pe porțile poporului meu, au intrat pe porțile casei Domnului după ce au făcut această silnicie. Căci Domnul spune, știți ce este casa lui Iacov? Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără. Cuvântul Domnului este un foc care în ziua Domnului va veni la fiecare și pentru faptele sale, fiecare, cum ai făcut, așa ți se va face, faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, faptele lui se vor întoarce asupra capului lui. Această flacără, cuvântul Domnului va trece prin viața lui, va fi o zi a Domnului pentru toate neamurile, pentru fiecare om. Dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui și nu va mai rămânea niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit, Domnul astăzi a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie țara filistenilor vor stăpâni și ținutul lui Efram și al Samariei și Beniamin va stăpâni Galaadul. Dar prinși de război ai acestei oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților. Deci copiii lui Dumnezeu vor stăpâni o țară
până la Sarepta și prinșii de război ai Ierusalimului care sunt la Sefarad vor stăpâni cetățile de mează zi. Izbăvitorii, pentru că vor fi izbăvitori, se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Dar împărăția va fi a Domnului. A Domnului să fie slava, a Domnului să fie împărăția, a Domnului să fie ziua venirii lui în viața fiecărui om.